Îl avem alături de noi pe Cătălin Iurean, antrenorul grupei Under 15. Bine te-am găsit, Cătălin, într-un moment aniversar. Cum a fost primul an pentru tine la Fotbal Club Câmpia Turzii? Bună seara, la mulți ani Fotbal Club Câmpia Turzii. A fost un an greu, dar totuși un an în care am pus Câmpia Turzii, să zic așa, pe harta fotbalului județean, fotbalul național și prin participarea grupei Under 13 pe harta fotbalului internațional. Cum ai simțit tu copiii în primul lor an competițional? Copiii au fost dornici de a practica un sport la nivel de echipă. Sunt încă multe lucruri de pus la punct pentru a arăta că, într-adevăr, Câmpia Turzii reprezintă o echipă așa cum se așteaptă toți oamenii, toți iubitorii de fotbal din oraș, dar prin muncă și prin ambiție, cu siguranță vom face acest lucru. În jurul grupei Under 15 s-a creat o adevărată atmosferă de fotbal. Spune-ne, te rog, cum ai simțit-o tu, cum a simțit-o voi din teren această atmosferă incredibilă la meciurile voastre? Într-adevăr, a fost o atmosferă foarte frumoasă creată de părinții grupei Under 15 în mod special, dar din câte am observat și de alți oameni din jurul echipei, să zic așa, a fost o atmosferă foarte frumoasă și în același timp putem să spunem că oamenilor le-a fost dor de acest sport. În final, transmite-l un mesaj copiilor, iubitorilor de fotbal din Câmpia Turzii și clubului Fotbal Club Câmpia Turzii. Mulțumim mult copiilor care au venit la Fotbal Club Câmpia Turzii, care au avut încredere în noi și părinților. Spun să aibă încredere în noi în continuare, pentru că va fi un an 2024 cu o creștere cu siguranță la nivel sportiv pentru Câmpia Turzii. Mulțumim și hai Câmpia! Doamne ajută, hai Câmpia!